Dacă această inteligență va lucra pentru voi sau împotriva voastră, va determina natura vieții voastre. Vă pot învăța un exercițiu foarte simplu, pe care dacă îl veți face de 3 ori pe zi, viața vi se va schimba radical. Astfel, veți avea acces la cunoștințe la care nu ați visat niciodată. Știința modernă recunoaște astăzi că există o inteligență supremă. Acest spațiu gol are o anumită inteligență. Dacă această inteligență va lucra pentru voi sau împotriva voastră, va determina natura vieții voastre. Dacă veți fi o ființă binecuvântată sau una speriată și bătută de soartă pentru întreaga viață. Este foarte simplu, totul depinde de modul în care această inteligență se comportă cu voi. Există oameni care suferă o viață întreagă fără niciun motiv, nu-i așa? În timp ce alții, tot fără niciun motiv, trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți. În realitate însă, există un motiv și acesta este abilitatea voastră, conștientă sau inconștientă, de a coopera cu această inteligență a Universului. Elementul fundamental este Universul și toate celelalte forțe există datorită acestui element. Acum, cu toții ne aflăm aici, pe această planetă rotundă, care, după cum știți, se învârte. Pământul se învârte, sistemul solar, totul. Vreau să știți că totul este ținut la locul lui doar de această inteligență. Voi stați acum la locurile voastre nu pentru că așa vreți voi, nu pentru că aveți un scaun pe care să vă așezați, ci pentru că această forță a Universului vă ține pe fiecare la locurile voastre. Doar datorită ei puteți sta acum pe scaun. Această inteligență a Universului este cea care ține la locul lui Pământul și Sistemul Solar, precum și întreaga galaxie. Această inteligență este cea care ține întregul cosmos la locul lui și fără nicio obligație. Aceasta este forța care ne ține pe toți la locul nostru. Acum, dacă veți ști să puneți această forță la dispoziția voastră, dacă veți ști cum să obțineți cooperarea acestei inteligențe în viața voastră, veți avea o viață binecuvântată. Vă pot învăța un procedeu simplu, pe care, oricum, jumătate dintre voi nu-l vor face întotdeauna. Faceți acest lucru după răsăritul soarelui, înainte ca soarele să traverseze unghiul de 30 de grade, adică la 2 ore după răsărit. Așadar, înainte ca soarele să traverseze unghiul de 30 de grade, priviți odată cerul și în semn de recunoștință faceți o plecăciune în fața Universului. După ce soarele trece de unghiul de 30 de grade, în timpul zilei, la orice oră, priviți către cer și mulțumiți Universului din nou. După apusul soarelui, priviți din nou către cer cu recunoștință față de această inteligență a Universului, față de această imensitate, pentru că astăzi a avut grijă de voi. Faceți asta și viața vi se va schimba radical. Faceți-o în mod conștient de 3 ori pe zi. Și atunci această forță a Universului va coopera cu voi, iar viața vi se va schimba în mod magic. Inteligența pe care nu ați crezut-o niciodată posibilă va deveni a voastră. Deoarece această inteligență este dincolo de înțelegerea noastră, dar asta nu o împiedică să funcționeze. Este acea inteligență care ține la oaltă întregul cosmos. Este acea inteligență care este pântecul creației. În pântecele acestei inteligențe se petrece întreaga creație și este disponibilă pentru fiecare dintre voi. Accesul nu vă este blocat, doar că nu ați privit niciodată în direcția ei. Deoarece sunteți atât de absorbiți de mica natură a ceea ce sunteți,
corpul vostru, gândurile, emoțiile, hormonii v-au absorbit atât de mult încât nu vă ridicați niciodată privirea. Nu v-ați interesat niciodată decât de voi înșivă, deoarece lucrurile mărunte ale vieții v-au acaparat întreaga atenție. Asta este ceea ce numesc eu iluzie. Este o iluzie. O iluzie nu este o percepție distorsionată a realității. O iluzie este atunci când ceva atât de fenomenal, fantastic și grandios se întâmplă, dar lucrurile mărunte vă țin ocupați, absorbiți și vă fac să vă simțiți ca și cum acestea sunt mai presus de orice altceva. Atât de multe lucruri fantastice se petrec astăzi în cosmos și fiecare dintre ele este un adevărat miracol. Însă gândurile mărunte se tărăsc în capul vostru și vă concentrați doar asupra lor. Da sau nu? Asta este adevărata iluzie.